Se fac ultimele pregătiri pentru plecarea delegației Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța la Târgul Internațional de Turism de la Varșovia, ce se va desfășura în perioada 23-25 noiembrie. Eu consider că am pus toate detaliile la punct, materialele au plecat acum două zile dintr-un transport special către Varșovia. Vom merge de la aeroport direct la centrul de organizare al Târgului de Turism, la standul României, pentru a vedea ce anume ar trebui să facem. Vom intersecta materialele, le vom pregăti, iar joi dimineață cu toții vom fi pregătiți să primim vizitatori la standul României și implicit al destinației Mamaia Constanța. Dintre obiectivele organizației fac parte întâlnirile cu cât mai multe agenții de turism și tur operatori care vor fi prezenți la târg. Avem, bineînțeles, aproximativ aceleași obiective ca la Londra. Cu alte cuvinte, contactul cu marii tur europeni, marii tur operatori europeni, contactul cu companiile aeriene low cost și contactul cu companiile media. Estimăm că la târgul din Varșovia, piața turistică prezentă acolo se duce undeva la vreo 100 de milioane de cetățeni. Așadar, din business-urile ce se vor încheia la nivel de gentleman agreement în Varșovia, sperăm să avem și noi o parte. De ce nu? Suntem încrezători în forțele noastre, credem că după ce ne întoarcem de acolo și vom intra în discuții detaliate cu viitorii noștri parteneri contractuali, rezultatul se va vedea undeva în 2024-2025, când cu siguranță destinația Mamaia Constanța va fi și ea prezentă pe piața nordică. Țara noastră are statutul de țară parteneră în cadrul târgului de la Varșovia din acest an, unde participă peste 500 de expozanți din întreaga lume. Evenimentul este o oportunitate deosebită de a readuce în atenția turiștilor străini frumusețile naturale și culturale ale României.